Gen la Bogdan care, opa, cred că ne va completa rețeta astăzi. Opa! 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 Dacă Leo se ocupă de felul principal, aduc eu desertul. Bine, deocamdată nu-mi promit nimic. Mă bazez cumva pe generozitatea colegei noastre, Bianca. Bianca, nu vreau să te îngrijorez, dar cred că mi-a scăzut glicemia, fată. Poți să mă ajut cu ceva dulce? Te rog mult. Oh, micuțul, vai de mine, ce s-a întâmplat? Hai că te rezolvi imediat, îți adun niște prăjituri, dar să știi că astea sunt pentru Paște. Sunt într-un loc unde prăjiturile sunt superbe, sunt convinsă că sunt și gustoase și abia aștept să le și degust. Însă, înainte de asta, vreau să te întreb, Alina, ce ne propuneți anul acesta de Paște? Ce deserturi interesante aveți? Ca în fiecare an, în perioada sărbătorilor pascale, am lansat o colecție specială care cuprinde prăjituri, torturi cu decoruri speciale, figurine de ciocolată, ouă, iepuraș, o turtă dulce în culori pastel, superb decorată. Și bineînțeles cozonac și pască. Văd aici foarte multe torturi care arată extraordinar de bine. Le găsim și în restul anului diferit decorate sau ele sunt efectiv pentru Paște și atât? O parte din ele se regăsesc în gama noastră frecvent, însă avem un tort special, Easter Egg Cake, care conține o compoziție special făcută pentru această perioadă, un mus de vanilie, un insert de blat de cacao și o cremă de vanilie, totul pe un blat amaretto și tras în ciocolată cu alune. Dar toate aceste gusturi și texturi și umplături și creme sunt în perioada aceasta sau le găsim și în altă, la vară, de exemplu? La vară le veți găsi în alt decor. Am înțeles, perfect. Am văzut aici, aveți și carrot cake și mă da, întreb dacă e... Da, avem un carrot cake universal valabil. Da, care este pe rețeta clasică de carrot cake și pe care clienții noștri îl adoră, dar căruia i-am conferit un decor special de Paște. Am înțeles, perfect. Și acolo văd multe prăjiturele mici și adorabile. Și nouă ni se par adorabile și cu siguranță și celor mai mici dintre clienții noștri. Iar ouăle și figurinele sunt perfect gândite pentru un picnic în familie sau un Easter Egg Hunt. La fel și deserturile bezele în culori pastelate, iar preferatele mele sunt ca în fiecare sezon eclerele personalizate cu mesaje de sărbători. Arată foarte bine. Dar mă întreb, pentru ce intră de obicei clienții românii? Ce vor de la cofetărie pentru ziua de Paște? Noi suntem renumiți pentru torturile noastre, dar în această perioadă nu lipsesc de pe masa clienților noștri cozonacul. Noi avem o rețetă tradițională, e un cozonac pufos cu umplutură de cacao, nucă și stafide și o pască la fel pe o rețetă clasică cu brânză dulce și stafide. Sunt foarte nerăbdătoare și eu, însă plec cu siguranță cu cel puțin un cozonac de aici și cu ceva figurine, văd aici, iepurași, roșii, sunt, totul e comestibil, nu-i așa? Totul este comestibil, adică... toate decorurile sunt realizate din ciocolată, cu mult drag și creativitate de către cofetarii noștri. Și cu drag de la voi și cu mare poftă de la noi, o să fac și eu un stoc imens, o să umplu masa colegilor mei pentru că au fost cu minți și pentru că le-a scăzut și glicemia. Cred că îți va fi greu totuși să alegi. Nu-i așa? O să mă hotărăsc greu, dar le trimit astăzi, că sunt simpatici și m-au făcut să zâmbesc de dimineață. Mă întorc la voi.